Bună ziua, dragi copii! Eu mă numesc Hariga Mihaela Beatrice și sunt profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Grigore Antipa Botoșan. La disciplina Limba și Literatura Română de la clasa a patra, astăzi vom parcurge împreună lecția Scrierea corectă a cuvintelor odată și o dată. Unde vă zboară gândul la auzul acestor cuvinte? Așa este, și eu m-am gândit la povești. Pentru că unul din cele două cuvinte este întâlnit într-o expresie bine cunoscută din basme. A fost odată ca niciodată. Și pentru că știu că vă plac poveștile, vă propun să ne reamintim câteva locuri și personaje din basme. Pentru toți cei care iubesc poveștile. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată. Așa aș începea marele poet Mihai Eminescu poezia Luceafărul cu formula bine cunoscută. A fost odată, ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti. Așa încep mai toate basmele noastre românești. Basme cu prinți și prințese, cu împărați și împărătese, cu zâne și zmei, cu palate și castele ce se înălțau până la stele. Iar peste trei mări și trei țări, peste șapte munți și șapte văi, zburau vrăjitoare și lei paralei. A fost odată. Ei, copii, și vă las pe voi să continuați povestea așa cum voi imaginați. Și pentru a fi siguri că veți scrie corect povestea, vă propun ca în lecția de astăzi să învățați să explicați scrierea corectă a cuvintelor odată și odată, să selectați forma corectă a cuvintelor odată și odată, să completați enunțuri cu formele corecte ale cuvintelor odată și odată și să alcătuiți enunțuri cu cuvintele odată și odată. Se scrie odată când cuvântul are sensul de cândva, odinioară, de mult, într-o zi. Am ales pentru voi câteva propoziții prin care să vă exemplific acest lucru, alegând și personaje din poveștile mult îndrăgite de voi. A fost odată un moș și o babă, odată cu sensul de cândva. Îmi aduc aminte de vorbele mamei de odată, de odinioară. Odată, toate viețuitoarele trăiau în pace și înțelegere. De mult. Odată, cei trei fii au mers la tatăl lor cu o rugăminte. Putem înlocui odată cu într-o zi. Mai scriem odată într-un singur cuvânt atunci când acesta are sensul de la un moment dat, adică face referire la viitor. Te vei face și tu odată om mare. De asemenea, cuvântul odată poate avea sensul de pe neașteptate. Odată s-a întors către zmeu și l-a dobărât. Odată poate avea și înțeles de imediat, îndată. Odată ajunsă la casa Sfintei Vineri, fata a început treaba. Poate avea și sensul de concomitent sau în același timp. Cei doi crai s-au căsătorit cu cele două surori și au făcut nunta odată sau împreună. Am mai ales și pentru voi câteva expresii în care întâlnim cuvântul odată. Odată și odată, odată ce, odată cu. Ei copii, și ca să înțelegem mai bine cele învățate, vă propun ca în textul de mai jos să subliniem doar cuvintele sau expresiile care pot fi înlocuite cu cuvântul odată. A fost cândva, într-o pădure îndepărtată de la munte, o familie tânără de brazi. Într-o zi, cel mai mic dintre puieții de brad s-a uitat către părinții lui și imediat i-a întrebat: credeți că aș putea și eu să fiu mare, măcar o zi? Mama și tatăl lui s-au uitat lung la el și i-au răspuns într-un glas: la un moment dat vei fi și tu mare. Când vei crește, nu îți vei mai dori să fii mare. Vei dori să fii iar, ca pe vremuri, doar cel mai mic brăduț. Haideți să identificăm cuvintele și expresiile care pot fi înlocuite cu cuvântul odată.
Unul dintre ele este cândva. A fost odată într-o pădure îndepărtată, observăm că sensul enunțului nu se schimbă. La fel, într-o zi. Odată, cel mai mic dintre puieții de braz, dar și imediat. S-a uitat către părinții lui și odată i-a întrebat, adică imediat. Credeți că aș putea să fiu și eu mare măcar o zi? La această întrebare, părinții i-au răspuns într-un glas, adică împreună. La un moment dat vei fi și tu mare. La un moment dat, odată, cândva, vei fi și tu mare. Și bineînțeles, ca pe vremuri, adică odinioară, de demult. Reținem, copii, că odată, scris într-un singur cuvânt, exprimă un moment de timp nedeterminat oarecare, de cele mai multe ori. Odată se poate identifica folosind întrebările când și cum. Haideți să exemplificăm pe textul nostru. De exemplu, când. Ca pe vremuri, cândva. Sau, cum au răspuns părinții? Într-un glas. Cum? Într-un glas. Copii, se scrie odată, cu ajutorul a două cuvinte, atunci când se poate număra. Odată, de două ori, o singură dată, doar odată, numai odată. Am ales din nou pentru voi enunțuri în care veți întâlni personaje din poveștile îndrăgite. Fiul de împărat se mai uită odată în urma sa. Încă o dată. Prințul aruncă o dată buzduganul spre zmeu, doborându-l. O dată, nu de mai multe ori. Calul lui Făt Frumos a mâncat doar o dată jăratic. La fel, o dată, nu de mai multe ori. Numai o dată s-a scuturat zgripțuroaica, transformându-se într-o frumoasă fecioară. Doar o dată. Se mai scrie o dată cu ajutorul a două cuvinte, atunci când acțiunea se repetă. Muma pădurii se năpusti încă o dată asupra fiului de împărat. De asemenea, o dată se mai scrie cu ajutorul a două cuvinte, atunci când semnifică o zi calendaristică. 1 decembrie este o dată importantă pentru România. O dată din calendar, o zi. Și mai semnifică și un element al unei probleme. Lipsește o dată a unei probleme. De asemenea, aici cu sensul de un număr, un exercițiu sau o întrebare. Haideți să reținem, copii, că o dată se scrie cu ajutorul a două cuvinte. O dată se poate identifica folosind întrebările. De câte ori, și ați observat voi că în cele mai multe cazuri s-a folosit această întrebare, dar și ce? Haideți să aplicăm cele învățate și să selectăm forma corectă a cuvintelor odată și odată din textul. Copilul privi încă o dată pe fereastra îngustă. Steluțele îi zâmbiră numai o dată. Doar o dată a surâs și el. Să nu mai vin încă o dată să te rog să mergi la culcare, îi spuse tatăl. Numai o dată îi fac din mână lunii și voi adormi. Puștul își notase odată când va număra steluțele împreună cu tatăl său. Haideți să selectăm împreună varianta corectă. Copilul privi încă o dată pe fereastra îngustă. O dată. Steluțele îi zâmbiră numai o dată, nu de mai multe ori. Doar o dată a surâs și el. Să nu mai vin încă o dată, l-a rugat tatăl. O singură dată și numai o dată îi fac din mână lunii, nu de mai multe ori. Puștul își notase o dată când va număra steluțele împreună cu tatăl său, adică o zi, o anumită dată din calendar. Ei copii, acum cred că știți să selectați forma corectă a cuvintelor odată și odată, să completați notul cu formele corecte ale cuvintelor odată și odată, să alcătuiți enunțuri cu cuvintele odată și odată, iar pentru fixarea cunoștințelor, dar și pentru a vă verifica,
Puteți exersa jucându-vă. Accesați linkul. Aici veți găsi un exercițiu sub formă de joc numit cuvântul lipsă. Haideți să începem și să exemplificăm pe un enunț, urmând ca pe celelalte să le realizați singuri. Ajuns, am început ședința. Odată ajuns, am început ședința, adică cu sensul de imediat mă gândesc eu. Voi trage acest cartonaș pe locul marcat și am și varianta de a verifica dacă răspunsul meu este corect. Am răspunsul corect. Vă las pe voi să vă verificați completând enunțurile singurei. Dragi copii, nu pot decât să vă urez mult succes!